Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația socială. Mai exact, cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă provoc să descoperim structura prezentării unei idei de afaceri. Cel care prezintă ideile de afaceri sunt antreprenorii. Ei sunt persoane ce dezvoltă abilități, cunoștințe și atitudini necesare pentru atingerea obiectivelor personale sau pentru a începe o nouă afacere. Ei sunt cei care structurează ideile și le prezintă celor interesați. Prezentarea unei afaceri se numește pitch. Această noțiune a luat naștere la Hollywood. Acest termen era folosit pentru prezentările scurte pe care producătorii le făceau pentru a atrage atenția asupra filmelor pe care urmeau să le lanseze. În prezent, termenul este folosit pentru o prezentare scurtă de vânzări de aproximativ un minut. Vă propun să descoperim în ce constă prezentarea ideii de afaceri numită pitch și ulterior să construiți și voi propria voastră prezentare. Iată structura. Mai întâi prezentați numele și acționarii, partenerii voștri, apoi prezentați produsul, de asemenea interacționați cu posibilii clienți, întrebându-i ce probleme au și, bineînțeles, apoi treceți la prezentarea produsului vostru. Evident că e indicat să folosiți un ton cald, calm și ferm, să nu gesticulați excesiv, să păstrați un ritm constant și, de asemenea, să nu vă grăbiți. Trebuie, de asemenea, să urmăriți și să vizualizați în mod egal întreaga sală. Sunt doar câteva recomandări pentru un pitch reușit. Sunt convins că ați reuși. Realizați un pitch în care să reprezentați un produs sau un serviciu pe care intenționați să-l dezvoltați în viitor. Vă asigur că un certificat de antreprenor este ceea ce veți obține ulterior. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară.